E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Bebelușul. Salutare, Bandy! Ai un oaspete? Salutare! Da, acesta este bebelușul. A venit la mine pentru o gustare. Piu, piu, piu! Piu, piu! Bună, robot! Bună, Topa! Ai venit ca să-mi fiu oaspete? Bună! Da, grozav! Pune-ți casca și pistolul pe scaun și du-te să te speli pe mâini. Vom mânca fructe de pădure. Topa, atunci când vizitezi pe cineva, ar trebui să faci cunoștință cu toată lumea. Bebelușule, el este Topa. Topa, bebelușul. Bebelușul? Nu, este robotul. Îl cunosc de mult timp. Bună, Topa! Bucură-te de masa ta! Aha! Ce bine! Acum sunt plin! Să mergem! Nu! Acum vom face puzzle-uri. Doar o secundă! Ha! Puzzle-urile sunt plictisitoare! Nu, robot? El a făcut. Ei bine, atunci voi doi o să vă jucați afară și nu veți mai veni niciodată la mine acasă. Ce l-o fi deranjat pe Pandi? Noi doar ne jucăm. Așa este, Țopa. Dar Pandi a fost o gazdă ordonată și politicoasă. Iar oaspeții ei... Noi nu am fost ordonați și politicoși? Am încercat din greu. Apoi au venit, au făcut o dezordine completă și au dat totul peste cap. Bine te-am găsit, Pandi! Putem să te vizităm? De data asta vom fi foarte cuminți! Promiteți? Sigur! Atunci intrați! Să fii un oaspete bine educat este plăcut atât pentru tine cât și pentru gazdă! Joaca de-a vizita. Salutare, Milu! Unde te duci îmbrăcat așa? Mă duc în vizită! Ne pregătim, ne îmbrăcăm, câteva cadouri luăm. Bucurie, veselie, într-o vizită plecăm. Când ajungem spunem bună! Ne dorim să fim aici, învățăm să fim buni oaspeți, să ne comportăm frumos. Dacă vrei să pui mâna pe ceva, să te joci, să atingi și să iei, întrebăm frumos și politicos și apoi gazda te va lăsa. Vizita e pentru prieteni, căci cu prieteni ne distrăm. Musafirii stau la masă, hai și noi să ne așezăm. Musafirii spun bună ziua! Ne dorim să fim aici, învățăm să fim buni oaspeți, să ne comportăm frumos. Dacă vrei să pui mâna pe ceva, să te joci, să atingi, să iei, întrebăm frumos și politicos și-apoi gazda te va lăsa. Doi cavaleri. Unu, doi! Unu, doi! Salutare, copii! Hei!
Salutare! Aveți de gând să vă întreceți? Aha! În turn există o comoară a dragonului, iar noi suntem doi cavaleri. Primul care ajunge la turn primește toată comoara. Atunci, pe locuri, fiți gata, start! Ariciu, ești bine? Da, piatra era prea înaltă. Acum te rog, privește-mă. Apleacă-te și împinge! Mă plec și împing! Hai! Apleacă-te și împinge! Am înțeles! Foarte bine, Ariciu! Dar tot eu voi fi câștigător! E greu? Puțin! Nu te grăbi! Ține-te cu ambele mâini! Folosește-ți picioarele! Stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul! Ura! Am reușit! Aproape ați ajuns, copii! Continuați! Opa! Sopa, ești bine? Am obosit! Repetă după mine! Inspiră, expiră, pe gură! Inspiră, expiră, inspiră, expiră! Așa! Inspiră, expiră! Ura! Felicitări ție, Țopa! Mulțumesc! Nu aș fi reușit fără tine! M-ai ajutat foarte mult! Și tu, la fel, ca un adevărat cavaler! Ariciu, acum hai să ne întrecem din nou! Ce lucru minunat este sportul! Îi face pe cavaleri mai puternici și leagă prietenii adevărate! Sportul! Uitați-vă la voi! Ce echipă grozavă! Echipă de atleti! Alergăm pe câmp cu mingea, ne distrăm și pe gheață încetişor alunecăm. Înotăm, pasăm, zburăm și tot sărim! Campioni cu toții ne dorim să fim. Ca o sanie pe gheață înaintezi și cu greutăți toți mușchii încordezi. Alergăm de dimineață toți cu spor, parcă-am fi toți avioane cu motor. Eu vreau să devin atlet! Vreau să devin jucător de hockey! Eu vreau să fiu fotbalistă! În acest caz, dragi sportivi, trebuie să vă antrenați din greu, să mâncați sănătos, să nu vă fie frică să pierdeți și să creșteți puțin! Sunteți gata? Da! Să înceapă antrenamentul! Cine-i abil? Eu! Cine-i precis? Eu! Cine-i rapid? Eu! Și voinic? Eu! Cine e sportiv, e și puternic, fiindcă e mereu activ. Fă mișcare! Ești în stare? Toți afară! Facem sport! Chiar dacă nu iei medalii, trebuie să știi să pierzi. Chiar dacă nu iei medalii, trebuie să știi să pierzi. Astronautul. Bună ziua, copilași! Salutare! Bună! Eu nu sunt un copil, sunt un astronaut! Un astronaut adevărat? Deci te vei urca într-o navă spațială și vei zbura în spațiu? Da, mai târziu! Dar acum trebuie să mă antrenez! Țopa, când o să te antrenezi? Milu, Țopa se antrenează deja.
Astronauții fac asta folosind leagăne și carusele ca să nu amețească atunci când sunt la bord. Aha! Am nevoie de ajutor! Milu, rotește-l! Eu? Bine! Mai repede, Milu! Mai repede! Hei! Zbor cu o rachetă! Țopa, haide! Ține-te de bară, altfel vei cădea! Nu voi cădea, sunt un astronaut curajos! Milu, mai repede! Nici gând! Este periculos! Milu, sunt un astronaut! Rotește-l! Milu, ce este atât de periculos? Acestea sunt doar carusele! Milu, cum îi putem arăta lui Țopa că trebuie să te ții de ceva în timp ce te dai într-un carusel? Țopa, uite! Și ce? Este periculos. Văd, dar cum ar trebui să mă antrenez? În siguranță, așează-te. Hai, astronaut, să zburăm! 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 Vium, vium! Acum nu trebuie să ne facem griji pentru astronautul nostru. La urma urmei, siguranța este ceea ce contează cel mai mult. Siguranța la locul de joacă. Am ieșit în parc la joacă, da, da, da. Dar avem și reguli, iată, da, da, da. Le împărtășim cu voi, repetați-le cu noi, repetați-le cu noi. Nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Așa e, Pandi, toate acestea nu sunt corecte. Atunci care sunt? Să repetăm cu toții. Hai să recapitulăm. Deci nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ha! Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Hopa Mitică. Salutare, Țopa! Salut! Te ascunzi de cineva? Nu, caut un partener de joacă. Cum merge? Ai găsit pe cineva? În niciun caz. Cum? Ce e asta? Ia uite! Bună! Vrei să ne jucăm? Pot juca fotbal! Tu vei fi portar? Iar eu pot îți scrie goluri! Grozav! Îți place? Gol! Scuze! Dar ce ai? Te-am împins din greșeală și tu! Hei! Să știi că te pot lovi și eu! Țopa, stai așa! Ai grijă, Țopa! Nu așa se joacă fotbal! Da, seamănă cu orice altceva, dar nu cu un joc. O să-ți arăt
arăt eu ție. Doar așteaptă, așteaptă, te rog. Ei bine, acesta va fi scutul meu? Și acesta îmi va fi de folos. Țopa, chiar ai nevoie de toate astea? Ai văzut cumva în ce fel mă împinge? Wow! Și asta? Ca să te sperii! Grohi, ai grijă! Este Bătăuș! Cine este Bătăuș? Iată-l! Hopa Mitică? Dar pare că... dansează! O, chiar dansează! Dar el, de asemenea, poate juca și fotbal! Grozav! Haide să nu ne mai luptăm! Într-adevăr, joaca este mult mai distractivă decât lupta. Nu-i așa, copii? Da! Nu mă lupt! Țopa, Pandi, voi vă luptați? Nu, ne jucăm! Suntem prieteni! E frumos să fim prieteni, mai frumos să fim prieteni. E grozav când suntem toți ca frații. Ne jucăm unii cu alții și împreună ne distrăm și în final ne îmbrățișăm. E vina ta, e vina mea. E mai bine să fim pașnici și să ne vorbim mereu frumos. E vina ta, e vina mea. E mai bine să fim pașnici, astfel nimeni nu va fi nervos. Robotul acesta se poartă foarte urât. A rănit-o pe Pandi și a distrus și castelul lui Țopa. În plus, a prăbușit și avionul. Ia spuneți-mi, ce veți face, copilași? Ne vom lupta! Nu, nu vom acționa ca acest robot. Îl lăsăm singur aici. Frumos să fim prieteni, mai frumos să fim prieteni. E grozav când suntem toți ca frații. Ne jucăm unii cu alții, împreună ne distrăm și în final ne îmbrățișăm. Și în final ne îmbrățișăm. Pinguin. Bună ziua, Țopa! Bună! Dar ce jucărie extraordinară ai! Da, el e noul meu prieten, Pinguin. Privește ce poate să facă! Oh, Țopa! Ce ai acolo? E un pinguin. Îți place? Foarte mult! Pot să mă joc? Da, poți! Apasă pe buton și... Oh, tare! Să ne jucăm de-a prinselea! Ariciu, tu ești! Pinguinul este... Nu te juca cu pinguin așa! Oh, scuze, cum să mă joc? Pinguinul funcționează așa! El se rotește, iar noi doar ne uităm! Nu-i place să fie prins niciodată! Nu e interesant. E mai bine să prinzi Ariciu. Ei, Cică, sunt prietenii mei. Haide, pinguin, tu ești prietenul meu. 1, 2, 3. M-am învârtit de ajuns. Să ne jucăm de-a vați ascunsele. Nu știi jocul ăsta, nu-i așa? Uite, te învăț eu cum se joacă. Mai întâi te învârți pe loc. Chiar așa. Acum, prinde-mă. Pinguin, pinguin, ajută-mă. Cineva, ajutați!
Iertați-mă, vă rog. Te-ai blocat? Stai așa, te ajutăm noi, imediat. Ariciu, Milu, vă mulțumesc mult. Scuze că m-am enervat cu pinguinul. E drăguț, dar eu o jucărie. Voi sunteți prietenii mei. Pace? Pace! O jucărie nouă e minunată. Însă vreau să știți că nimic nu este mai de preț decât o prietenie adevărată. Prietenie. Sopa, chiar ai de gând să mănânci singur toată portocala? Nu, mă ajută prietenii. Te privești un pic în jur. Toți sunt chiar împrejur. Mulți prieteni. Câți prieteni? Sunt prieteni prin prejur. Ei în dreapta stau. Chiar și în stânga stau. Doar privește. Împrejur. Poate-o fi vreun băiețel pe care tu l-ai mai văzut. Sau să fie un copil care cu ochiul ți-a făcut. Sau să fie o fetiță cu o găleată după ea. O fetiță cu baghete, ce colier frumos avea. Băiețelul ce gonește și la drum mereu pornește. Pe bicicletă tot mergea. Mulți prieteni ne-am făcut și cât ne-am distrat. Împreună am dansat, cu toții ne-am jucat. De exemplu, Petre, Tania și-au mai fost și vor mai fi. Cât de mult tu ai să știi. Cât de mult tu ai să știi. Un prieten e mereu, e mereu ajutorul cel mai bun când e greu. De ești trist, el te îmbunează. De ți-e greu, el te urmează. Iar de ziua ta, el îți aduce tot. Nea Stâmpăr. Bună! Salutare! 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 Bună ziua, Țopa! Ce jocuri vrei să te joci astăzi? Toate jocurile! Gata! Este bine? Da. Dar voiam să o fac singur. Așa, voiam să construim și podul. Da, noi singuri. Și eu să colorez soarele. Țopa, de ce nu te joci cu jucăriile tale? Deja m-am jucat cu toate jucăriile mele. Există vreo jucărie care îl va ține ocupat pe neastâmpăratul nostru? Nu știu. Am să mai caut. Ne vom uita și noi. Poate e asta? No, Țopa se va plictisi de ea. O foaie mare de hârtie. No, Țopa o va desena numai decât. Poate că Țopa are nevoie de un set de construcții. Unul foarte complicat și unul foarte, foarte mare. Oh, ce idee bună! Poate că are nevoie de o jucărie mai mare și mai complicată. Să-i spunem lui Țopa! Unde este? Oh, așa e. Dar unde e Țopa? Apropo, nu l-am văzut de cam multă vreme. Poate că a găsit jucăria perfectă. Uitați-l acolo! Hop, ha ha. Wo, wo. Wo, wo. Ha ha. Hey. Doar o minge. Da, într-adevăr. Mic și neastâmpărat e exact ca Țopa. Ha ha. Există multe jucării, dar cea mai bună e cea care ni se pare nouă interesantă. Ha ha. Wo. Gol! Jucării. Ce băț este acela?
Pandi. Nu e un băț, e jucăria mea. Toate urechile ciulite, pa, pa, pa. Câte jocuri am în minte, pa, pa, pa. Și oricât voi vă jucați, și oricât voi vă jucați, niciodată nu-i prea mult cu jucăriile, toți stați. Vreți o minge? Da! O păpușă vreți? Da! Piramidă? Da! Cuculețele? Da! Să jucăm puțină leapșa. Hai veniți la joc, copii! Și adulții se distrează și prin joc se detașează. Nu contează unde în lume, toți copiii sunt la joc. Construim și 8 castele, poate chiar un bloc înalt. Și jucăm și un pic de fotbal, pe gazor sau pe asfalt. Da! Te trezește dimineață, a trecut mult timp deja. Zărești o jucărie, doar pe tine te aștepta. O găleată, o lopată, un căluț ce te desfată, o rățușcă într-o cadă sau un set de construit. Și adulții se distrează și prin joc se detașează. Nu contează unde în lume, toți copiii sunt la joc. La joc. Cu barca sunt prietenii noștri, Țopa și Ariciu. Bună! Salut! Micuții noștri, Țopa și Ariciu, se vor juca pe malul mării. Ce este? O barcă! O barcă! Cu barca. Prietenii vor să navigheze cu barca. Dar cum se vor urca în barcă? Priviți! Țopa are o idee! Țopa a găsit o scândură. Acum poate ajunge la barcă. Ba nu poate. Scândura e scurtă. Da, prea scurtă. Cum pot să ajungă pe barcă? Vom zbura! Vom sări! Țopa! Sunteți supărați? Da, supărați! Țopa, Ariciu, mai bine găsiți o altă... O altă scândură! Una lungă! Da, e destul de lungă să ajungă până la barcă. Și iată, astăzi ați învățat ceva nou, copii! Da, așa e! Ura! Lung și scurt. Această scândură e lungă, iar aceasta e scurtă. Urechi lungi! Urechi scurte! Trenul-i lung, lung, lung și de departe-l vezi venind. Se apropie rapid, țiuind. După el apare îndată încă un trenuleț. Dar iată, este scurt, are doar un vagon. Un morcov lung și un morcov scurt. Lung, scurt. Lung! Este scurt! Este lung! Este scurt!
lung, 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 tot mai lung. Uite cât e de lung. Dar din lung se face scurt. Acum este mult mai scurt. Acum este foarte scurt. Lung, lung, foarte lung. Lung, lung, tot mai lung. Uite cât e de lung. Unul lung și unul scurt. Este foarte scurt. Unul lung și unul scurt. Unul scurt. Robot. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pop. Oh, pe cine avem noi aici în cutie? Bună! Wow, e Țopa. Bună, Țopa. Ce fel de costum e acesta? Sunt un robot. Pip, pip, pip. Pop, pop, pop. Bip, bună, Ariciu. Bip, bip, bop. Oh, oh. Bip, bip, bip. Bună. Bună. Bip, bip, bop. Bip, bip, bip. Oh, oh. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, o să te prind. O să te prind. Bip-bip, bop. Ariciu, ia spune-mi, nu ai vrea să te joci și tu cu mingea? A-a, nu prea am chef. Te-am prins. Acum tu, e rândul tău. Nici de cum. De ce nu? Mi-e frică de tine. S-a întâmplat ceva, Ariciu? Cutia s-a întristat. Nu fi tristă, cutiuță. Vrei să desenăm ceva împreună? Eu nu sunt o cutiuță. Sunt un robot. Țopa? Asta era problema, Țopa. Ariciu nu te-a recunoscut în costumul de robot. S-a speriat și nu a vrut să se joace. Ariciu, nu-ți mai e frică? Nu mai este. Și ce-ați vrea să facem acum, copii? Putem să desenăm cu un robot adevărat. Bip-bip, bop. Îmi este frică. Vântul suflă cu putere prin fereastră. De ce scârție deodată ușa noastră? Frica-i mare, mare, mare. Iar eu tremur în picioare. Iar eu tremur în picioare. Câteodată-ți vine să te sperii bine. De teamă ne oprim din drum. Ai! Ai! Hai, aprinde pe cu o dată. Să dispară teama toată. E un cățeluș drăguț pufos, jucăuș mic și blănos. E un cățeluș drăguț pufos, jucăuș mic și blănos. Câteodată-ți vine să te sperii bine! Pil-
pilot. Oh, bună, Ariciu! Bună! Ce aripi minunate ai! Ca o pasăre! Nu, ca un avion! Eu sunt pilot, eu zbor! Bună, Ariciule! Nu, eu nu sunt Ariciu, sunt un pilot. Un pilot? Da, un pilot de avion. Un pilot! Ariciu! Nu Ariciu, sunt pilot! Asta da! Ariciu a zburat! Nu am zburat! Am căzut din nou! O, săracul pilot! Da, dar nu vei reuși să zbori sus până la cer cu aripi de hârtie. Dar spre un cer de hârtie? Cer de hârtie? Probabil! Să îl ajutăm pe Ariciu, copii! Avem hârtie! Albastră exact ca cerul! Așa e, Țopa! Cer de hârtie cu păsări de hârtie! Și nori! Și nori! Ariciu! Ariciu! Să zburăm! Oh, wow! Uite cât e de frumos, Ariciu! Da! Sunt pilot! Zbor! Zbor! Bună treabă, copilași! Și deși cerul lor e făcut din hârtie, prietenia lor e reală. Hârtie. Ce flori frumoase aveți, copii! Din ce sunt făcute? Din hârtie! Voi cânta despre o hârtie, una ce îmi place mie. O hârtie simplă, da, însă nu o arunca. Pe o hârtie, pe o hârtie, pe o hârtie, poți ce vrei tu desena. Pe o hârtie, pe o hârtie, pe o hârtie, poți desenul decupa. Poți avea doar din hârtie păsărele în colivie, tot ce-ți trece acum prin cap, un avion de pilotat. Iată! Și fetița, și băiatul știu cu ce se ocupă raftul. Cărticele prea frumoase, mai subțiri sau și mai groase. Doar cu cartea, doar cu cartea, veselia te găsește mai ușor. O poveste dintr-o carte are texte lângă pozele-i color. Câte se ascund în carte, sunt și dealuri, munți și ape. Și motanul încălțat lângă un căsoi înalt. Oh! Iată de asta e hârtia importantă. Pălăria vrăjitorului. Bună ziua, copii! Bună! Ne-am murdărit de tot! Și acum ce ar trebui să facem? Să ne spălăm! Peste tot? Peste tot! Hei! 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 Hei
Milu, nu ar trebui să te speli pe cap? Nu am să mă spăl pe cap. Dar de ce? E ud și e cu spumă. Așa, și îmi intră în ochi și în urechi. Nu vreau. Milu! Vrei să te joci? Să mă joc? Da! Stai jos! Stai așa! Așteaptă puțin! Închide ochii! Pot să-i deschid? Pot? Încă nu! Stai o clipă! Bine, deschide! O adevărată pălărie de vrăjitor! Ce poate face Țopa? De toate! Închide ochii! Gata! Sunt un iepuraș! Un iepuraș? Vrei să fii ariciu? Da! E timpul ca toți micii vrăjitori să-și dea jos pălăriile și să se ducă la culcare. Dă-o jos! Cu apa magică! Cu apa magică? Hai, hai! Închide ochii! 1, 2, apa magică! Bravo, Milu! Apa magică ți-a dat jos pălăria, iar acum părul tău e curat și frumos. E timpul să mergeți la culcare. Da, porni! Eu primul! Noapte bună! Vise plăcute! Iar acum vă spun noapte bună, mici vrăjitori! Spălatul pe păr. Ia spuneți-mi, ce veți face acum, copilași? Ne spălăm pe păr! O mulțime de motive ca să ne spălăm pe cap. Ne spălăm pe păr, pe față, apoi ne băgăm în pat. Bule de săpun, bule de săpun. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Oh, ce drăguț! Milu, tu ești o floare? Iar florile trebuie... Trebuie udate! Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca, va străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca, va străluci tot părul. După ce se vor usca, va străluci tot părul. Baby Ricky, episoade noi în fiecare săptămână.